Tot ce înseamnă vise împletite m-a schimbat și am să repet asta ori de câte ori am ocazia, pentru că așa este. Deci așa este, m-am schimbat, am pentru ce să trăiesc, am în fiecare zi am un motiv pentru care mă ridic din pat, pentru care fac ceva, este mai mult decât minunat ca să ai un proiect bine stabilit, ca să știi ce ai de făcut, ca să știi ce vrei să faci în această zi, te trezești efectiv și ai motivul acela. Eu nu vreau, deci nu spun asta ca pe o neapărat reclamă, cât ca pe un motiv de a vă invita cu drag și să vedeți cât de frumos este când facem lucruri împreună, atunci când discutăm despre lucruri, atunci când așteptăm în fiecare vineri o emisiune în care se vorbește despre aceleași lucruri care ne pasionează pe toți. Este minunat că, iată, ne întâlnim o mânuță de oameni care, chiar dacă și au fost câțiva, s-au mulțit și tot vin așa. Și văd că și de aici s-a născut și melodia Fabricuța de Idei. De fapt, Viu a fost așa cu o idee, după care m-am gândit, chiar folosind această expresie, Fabricuța de Idei, m-am gândit că chiar așa este, pentru că iată câte idei pleacă de la vise împletite. Și chiar v-am spus, am observat că în alte comunități se pleacă tot de la ideile de aici, adică tot din fabricuța de idei pleacă totul și dacă a venit ideea de aici, imediat se propagă și în alte comunități. Suntem un izvor de inspirație și pentru alții, observ asta și să nu e un lucru rău, nu e neapărat un lucru rău, este un lucru fenomenal. Ne-am întâlnit aici persoane deosebite și o spun asta cu drag și cu mândrie oarecum, pentru că suntem persoane de foarte bună calitate și se lucrează intens. La proiecte se lucrează intens, la idei și se fabrică mereu idei pe bandă rulantă. La noi, la Vise Împletite, în comunitatea Vise Împletite, se lucrează ca la întreprindere. Deci totul este foarte bine planificat, foarte bine programat, foarte bine organizat, ca să zic așa. Vă invit cu drag să faceți parte din comunitatea Vise Împletite, vă invit cu drag să lucrați proiecte alături de noi. Dacă n-ați lucrat niciodată, vă invit cu drag să încercați să luați o croșetă sau ce vă atrage mai mult, croșeta sau andrelele, bineînțeles, sau ambele, de ce nu, să luați un fir de calitate și să încercați să faceți ceva, un singur proiect de la care să vedeți câtă satisfacție aveți și apoi o să vedeți că este o boală molipsitoare. Deci dacă începi un proiect și vezi că l-ai dus la bun sfârșit, bineînțeles să și termin, pentru că aceea este satisfacția când ai terminat acel proiect, când l-ai dus la bun sfârșit, iată că am găsit și antidotul, de fapt este un antidot. Deci știți că se spune cui pe cui se scoate. Eu zic că această boală este o boală care te vindecă de alte boli. Deci, te vindecă de depresie, te vindecă de grija altuia, deci asta nu vei mai avea timp nici măcar să ai grijă de alții sau să vezi ce face altul și să te intereseze. Te vindecă de asta pentru că nu ai să mai ai timp. Te vindecă de anumite probleme de sănătate, cum ar fi cele de articulație, deci mâinile mereu le pui în mișcare și de asemenea te ajută să deschizi noi orizonturi. Contează să fii apreciat pentru munca ta, să fii acolo unde este locul și momentul potrivit. Și chiar m-am gândit la asta ce înseamnă vise împletite pentru mine și pentru foarte multe persoane și cât de multe lucruri s-au derulat de-a lungul anilor.
câtorva ani în care am realizat împreună atâtea, atâtea proiecte minunate, începând de la Vio și Clau, la povestea aceasta de vis împlinit și împletit și împlinit, începând de la emisiunea Vise Împletite, care are atâtea episoade și atâtea minunate clipe pe care le-am trăit cu toții împreună. Apoi, tot ce înseamnă cutiuța Vise Împletite, nu știu cine mai face în România așa ceva, adică să muncești atât de mult pentru alții, să le faci o surpriză lunar, să creezi proiecte care să-ți bucure inima, să bucure pe cei care, primesc acea cutie, să îți dedici efectiv timpul tău total, nu știu cine mai face, mai sunt persoane care fac tutoriale, care apar pe, dar munca aceasta de la Vise Împletite, mă refer strict la Vio și Clau, este colosală, eu vă spun din experiență, pentru că eu am început cu aceste tutoriale și clipulețe așa pe YouTube și este foarte multă muncă doar așa, dar să mai faci și un proiect secret, pregătești așa a la carte cu toate cele necesare, cu schemă scrisă, cu ședință foto, cu toate cele. Plus, întâlnirile acestea din luna mai, care sunt o mare, mare, mare binecuvântare și eu abia aștept luna mai, abia aștept acea întâlnire când vin fete, când vin persoane din țară sau chiar și de peste hotare, ne-am întâlnit persoane pe care poate le-am văzut sau le-am auzit, am auzit acolo la Vio, la Clau despre ele și acolo ne-am întâlnit și am socializat și am empatizat împreună și am lucrat împreună și am părtășit atâtea chestii frumoase împreună. Apoi, aceste întâlniri între noi, locale, care, iată, s-au închegat în grupulețe, în diverse locuri din țară, în diverse localități din țară. Și am observat că și alte comunități au preluat din ideile acestea. Și da, este vorba de fabricuța de idei. De aici pleacă totul, de aici a plecat totul în România, mă refer, pentru că în străinătate, într-adevăr, sunt mai multe comunități de acest gen, însă în România cele mai curajoase au fost aceste două fete, Vio și Clau. Și da, vă invit în această comunitate unde sunteți apreciați, unde puteți să lucrați și să fiți apreciați și să știți ce să lucrați și să fiți canalizați și să fiți, să aveți vibe-ul acela, să aveți pornirea aceea bună pe care poți să o ai doar într-o comunitate sănătoasă. Și vă invit cu mare drag pe magia asta chiar în mâinile noastre. Hai la Vise Împletite, zi minunată! Să le ai, toate poți să le ai din magazinul Violete. Magazinul Violete Happy Needles.